Emi, am făcut o carte pedagogică și scuză, cer scuze. Am făcut o carte pedagogică și acum mă uit în ea, deci am luat-o pe încredere, știi? Și văd că ori că am făcut, am luat-o de pe Wikipedia, știi, Enciclopedia Liberă în engleză. În principiu, English and American Literature, Wikipedia 2022, am luat două pagini, am luat pagina English Literature și American Literature. Și le-am combinat 1 și 2. Am 58 de pagini de text, cred. Și, domnule, nu mi se pare chiar așa de cool, știi? Deci avem, să spun ce am văzut, am căutat Thomas Hardy, știi? Thomas Hardy este prezent de 4 ori la English, cred. La English, bineînțeles. Și vreau să spun că nu sunt citate titluri decât la două din romane, la primarul din Casterbridge și la Tess. Deci ceva e aici problematic, știi? Și sunt citate în aspectul că zice că Thomas Hardy, care este un cel mai mare scriitor de limba engleză, acolo apar teme sociale și relații sociale în zona rurală a Wessex-ului în care el trăiește ca scriitor. Și apoi, m-am uitat pe aici, spune aspecte din astea materiale, că primul scriitor american care a trăit din scris, a putut să fost Washington Irving și spune titlul primei sale lucrări. O istorie a New Yorkului de la începutul lumii până în vremea invaziei olandeze. Apoi am dat mai departe și am văzut acolo că la Faulkner, care este unul din cei mai mari scriitori americani, mai ales în secolul 20, împreună cu Hemingway și chestiile astea, Capote, așa, un paragraf în care zice iar niște chestii astea. Spune că personajele lui bat câmpii, efectiv. Apoi, mai departe, avem acolo și, efectiv, ce să zici, de exemplu, Jack Kerouac, care este iarăși unul din marii scriitori, prozatori, poeți, bine, nu mă refer pentru poeziile sale, pentru romane, un mare, care a scris Pe drum și toate astea, un colosal scriitor american și cu prietenul lui Burroughs, care și el, nu, fost talentat, dar nu a putut. Vreau să spun altceva. Au un paragraf, 5 rânduri, și am pus linii duble aici, știi? Și apoi ce o să spun? După aia începe cu Updike, care are un paragraf acolo consistent, de ți-l ia cu toate operele și treburile astea. Și să fim serioși, totuși, când te gândești doar Updike. Adică nu zic că nu trebuie să fie de el, dar nu poți să faci chestia asta, să-l ignori pe Kerouac și să-l pui pe Aptic. Apoi, după Aptic, e Philip Roth, care e un om și mai aiurea. Dar nu zic de ei. Zic, cum să vorbești despre oamenii ăia când îl ignori pe Kerouac? Și după aceea să mai spun, am întâlnit. Zice de Melville că a fost prieten cu Hawthorne și că a publicat Moby Dick și că a publicat Billy Budd, Marinarul, și că acolo Moby Dick e obsesia, mai știu eu ce, și că în Billy Budd analizează relațiile între pe un vas între compasiune și datorie între marinar sau ceva, ce o fi și efectiv și zice că Melville a fost uitat în momentul morții sale, până în momentul morții sale și că a fost redescoperit de secolul 20. Deci este ceva așa, o Wikipedia anti-Wikipedia, deci no, să mai vedem ce mai e pe aici. Emi, această lucrare care am făcut-o eu împreună cu Wikipedia și am publicat-o pe ISU, este o operă de artă. Știi? Este o mare operă de artă, dar, din păcate,
este un fel de dogmă a schimbării. Deci, poate să fie perfect, poate să fie minunat, dar pe Wikipedia nu facem artă. Pe Wikipedia învățăm, aș zice eu. Tu ce zice mie? Amin?